Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom pregăti împreună niște chipsuri din frunze de kale, de cală. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de 5-600 de grame de frunze de cală, de kale, 2 linguri de coajă de lămâie verde, 2 linguri de susan, o lingură de pudră de boia dulce afumată, un praf de sare, 2 linguri de zeamă de lămâie și 50 de ml de ulei. Mai întâi vom lua un bol, vom pune toate ingredientele, mai puțin frunzele. Le amestecăm bine. Eu le amestec cu un tel din acesta micuț. Le lăsăm la o parte și acum ne ocupăm de frunzele de kale. Nu știu cât de popular este în România acum aceste frunze de cală, de kale. Aici la noi au devenit foarte, foarte populare, le folosim foarte mult. Eu am în grădină. Am trei feluri. Este din acesta creț, cu frunză din aceasta creață. Uitați. Acesta se numește kale negru, care are frunza mai neagră, mai închisă la culoare și este considerat de mine cel mai bun pentru smoothie în special. Și acesta cu codițele mov. Uitați ce frunză are. Este foarte productiv, este ca și varza, numai că nu se face căpățână, sunt numai frunze. Nu este nicio problemă pentru a-l crește la noi în grădină. Nu este pretențios deloc, este ca orice crucifer. Deci ne apucăm acum să rupem frunzele de pe tulpină. Eu o să le rup așa, cam dimensiunea asta, nu foarte mici, ele sunt cam separate, numai în vârf sunt. Înlăturăm toate vinișoarele acestea, folosim numai frunzele mari. Acestea la fel le vom rupe. Acestea nu sunt separate. Așa vom proceda cu toate frunzele. Eu folosesc foarte mult acest kale la smoothie. Frunzele la fel le mănânc, pun în salată sau le fac în vapor sau le fac, le pun chiar și la ciorbiță, când fac ciorbiță de legume, în mai multe feluri, în puțin ulei de măsline, în tigaie, înnăbușite un pic și sunt foarte sănătoase și foarte bune, ca orice crucifer. Am pregătit toate frunzele, acum luăm bolul cu amestecul de toate ingredientele și începem să le trampăm în acest amestec, cu mâna, bineînțeles. Amestecăm foarte bine frunzele noastre. Eu aceste chipsuri le fac de foarte mult timp, sunt foarte bune, foarte gustoase. Le găsim aceste chipsuri în magazinele naturale, în punguțe, ca orice chipsuri, dar în magazinele naturale. Le lăsăm așa cam 10-15 minute
tapetat o tavă cu foaie de copt și ne apucăm acum să punem chipsurile în tavă. Le băgăm la cuptorul încins la 135 de grade Celsius pentru 40-45 de minute sau până ce devin crocante, ca chipsurile. O să vă las în descriere timpul exact cât a durat la mine. Așa arată chipsurile noastre. Uitați câte ne-au rămas din când s-au uscat. Deci trebuie să fie foarte crocante. Să le țineți până... Eu le-am ținut 35 de minute. Așa trebuie să fie. Exact ca chipsurile. Când le băgăm în gură, să facă cranț, cranț. Cranț, cranț. Nu vă spun că sunt de bune. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați această rețetă și să-mi lăsați comentarii să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!